Irina și noul ei iubit pe care l-a arătat urmăritorilor zilele trecute, se pare că au dorit să petreacă Revelionul în afara țării, mai exact în Veneția. A postat mai multe storiuri Irina pe pagina ei de Instagram. Într-adevăr, a surprins niște imagini foarte frumoase. A și scris cel mai frumos Revelion din viața mea pe străzile din Veneția și l-a etichetat și pe noul ei iubit. Chiar a făcut un video cu el și a întrebat dacă este romantic să se plimbe prin ploaie în Veneția și el a răspuns în Veneția, da. Dacă la unii ninge sau la alții nu se întâmplă nimic, iată că în Veneția, acolo unde Irina se află în aceste momente, plouă, Însă, cel mai important cred că este faptul că și-a găsit fericirea, și-a găsit liniștea, și este în brațele bărbatului pe care credem că îl iubește.